personalul cel mic. Bună ziua, domnule primar, vă știu. Noi vă știu. Cu mare drag. Cu mare drag. Și nu ne oprim aici, vom intra și de acum. Bună ziua! Nu e o problemă, mă bucur să vă cunosc și ne-am auzit și la telefon de ziua dumneavoastră, cu mare drag. Multă sănătate vă dorim și vă mulțumim că ați răspuns favorabil în invitația noastră. Sărma, Zocernicul. Sărma, mulțumim mult. Vă mulțumim mult. De admirat, absolut de admirat. Vă mulțumim. Bună ziua și bine ați venit la Roman. Le spun oaspeților noștri de departe. Bine ați venit în cetatea lui Roman Mușat. Manifestarea de astăzi este închinată in memoria academicianului Constantin C. Iliescu, de la cărui naștere se împlinesc mâine 145 de ani. Și cum anul acesta, Consiliul Europei a recomandat ca zilele europene ale patrimoniului să aibă ca temă protejarea patrimoniului cultural, domnul primar a hotărât ca această manifestare să fie dedicată zilelor europene ale patrimoniului. Pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă prezint invitații noștri de astăzi. Domnul academician Constantin Bălăceanu Stornici, bine ați revenit în orașul mamei și bunicilor dumneavoastră. Domnul este însoțit de o nepoată, este fica sorei lui, doamna Ana Maria Sărăbindă. Bine ați venit, stimată doamnă, tocmai din Franța. Este alături de noi astăzi domnul profesor dr. Edola Petrei. Bine ați venit, domnule doctor. Medic primar cardiolog la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, profesor dr. Cece Iliescu, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în București, membru al Federației Mondiale de Cardiologie. A venit însoțit de distinsa doamnă dr. Carmen Ginghiman, medic primar cardiolog, șef secției Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Constantin C. Iliescu. Este al treilea proiect pe care a făcut-o în primăria domnului primar să realizeze la Roman, live dedicat personalităților care au apărat lumea noastră. Îmi permit să fac câteva observații de principiu. Ideea care cred că ar trebui să domine strategia culturală, intelectuală a societății românești extrem de atomizată, era și este imperativ necesară să fie legată de identificarea corectă a elitei și promovarea acestor valori pentru tânăra generație principală. O să amintesc o conferință care nu era la Ateneu, era la Sala Dallas, sau la Simon Mechelit, care spunea undeva, și tot o conferință interesantă, dar nu o să spun, spunea undeva că fiecare generație este marcată de acele personalități care reușesc să imprime o notă constructivă, o notă pozitivă în societății. Era un sociolog la mine și un citat care îmi place foarte mult, deși știu că deranjează. Un sociolog de Eugeniu Speranția la Cluj, înainte de război, și a făcut ceva pușcărie. Avea o afirmație, introducerea în sociologie, este o carte, cursă de sociologie era la Cluj. Spunea un lucru esențial și care, în opinia mea, trebuie să-l promovăm fără fals cu dimândrii. Numai elita intelectuală construiește. Ceilalți pot cel mult să consume ceea ce produce elita intelectuală. Suntem vizitați de niște personalități, unele care au legătură cu romanul, altele mai puțin, și vreau să vă spun că
N-aș trece ca la un fapt întâmplător faptul că profesorul Iliescu s-a născut în Roma, pentru că dacă ne uităm în genetica dumnealui, are rădăcini în ceea ce privește episcopul Melchisedec, în ceea ce privește PHD-ul și mi se pare că este căsătorit cu o doamnă care provine din familia ibrăileană. Suntem într-un spațiu magic, spațiu moldovean, un spațiu de mare cultură al acestei țări și nu întâmplător din Moldova s-au născut și au izbutit să se realizeze chiar și în țara românească foarte, foarte mulți ani. Ei, vreau să felicit pentru că au pus această comemorativă și ne-au reactivat în gramele noastre cu profesor Constantin care a fost una din marile personalități de educare care m-au marcat profund. Iliescu îl cunoșteam de mult pentru că întâi a fost prieten cu mama, mama era romașcană și amândoi se jucau aici, în spațiul acesta. L-am cunoscut mai târziu. Când s-a întors de la Roma, era în anii 1943. Venirea lui Fatih a fost un eveniment bulversant. Școala americană era profund franțuzească. Era dominată de Pontin, de Baquet, de Lobry. Aici era Daniel Rocco, Azil Todorescu, chiar și Nicolae Lupo, care puneau ritmele franțuzești. Venea acest personaj care în loc să ducă să care s-a dus la Londra, la Luiz, a lucrat și cu șpară din Romana, da? Era ceva care deranja. Era așa de mult în mureu, promovare. Viitorul meu socru, face în Moscou, împreună cu Constantin Basarab și Pelicoveanu, i-au creat o unitate de patologie ambulatorie la Spitalul Brâncovenesc, unde dădea consultații ambulatorii. E bine, acest centru a fost un adevărat punct de atracție. Nici măcar nu eram extern, dar și după aceea nu eram extern. Cu colegul meu, profesor Futuriță, care s-a făcut cardiolog, veneam în acele stări că fiecare joi făcea o prezentare. Nu era profesor, nu îl făcuseră profesor, i-au dat un titlu agregat ca să-l liniștească. Făcea niște preleze, prezentări de cazuri extraordinare. Veneau interni din marile servicii ale Bucureștiului, externi. Veneau doctori din provincie să asiste la aceste prezentări. Pe care după aceea le-a strâns de niște volume, se chemau de vorbă cu studenții. Când apăreau, s-a precipita lumea, în special la magazinul ăsta lui Leon, și le cumpărau, cred că în câteva ore dispăreau. Distins auditorium, sunt onorată să iau cuvântul în aceste momente în care emoția mă copleșește, evocând personalitatea celui care a fost academician profesor doctor, Constantin Iliescu, bunicul meu. Aduc mulțumiri domnului Lucian Ovidiu Mic, primar al municipiului Roman, Consiliului Local Roman și tuturor celor care au făcut posibilă și s-au implicat în desfășurarea manifestării în memoria bunicului meu. Bună ziua tuturor! Trebuie să recunosc că sunt foarte emoționat. Cred eu că puține au fost momentele în viața mea când am trăit astfel de emoții. Pe de o parte, auzindu-vă pe dumneavoastră, cei care l-ați cunoscut pe Academicianul Dr. Constantin Iliescu, povestind cu atâta dragoste față de ceea ce a însemnat el pentru cardiologia din România și nu numai. Vreau să-i mulțumesc și domnului Dan Arbătescu, care a făcut o plebaie extraordinară municipiului Roman. Nu mi-a mai lăsat, practic, nimic de spus în ceea ce privește
istoria și ceea ce reprezintă municipiul roman, însă sunt adeptul ideii că pentru a putea construi viitorul, trebuie să ne cunoaștem trecutul.